Bună și bine ați revenit pe canalul meu. Astăzi răsărim împreună ofertele Avon din campania 11 deja și v-aș spune când încep și când se termină, dar știți că acum este așa discutabilă treaba și nu știu să vă zic, dar oricum, de început cred că încep peste vreo 2 săptămâni. De terminat, încă 3 săptămâni, faceți voi un calcul simplu. Bun, haideți să vedem ce avem aici și o să le dau așa deoparte și o să le iau pe rând. În primul rând, oferta pentru reprezentanți începe cu o paletă din aceasta. 90 de lei pentru 20 de farduri. Nu știu sigur să vă zic despre calitatea lor, că nu le-am încercat, dar dacă le-ați încercat, spuneți-mi și mie că sunt curioasă. Avem aici partea de accesorii și haine. Și aici deja avem așa încălțăminte mai de toamnă deja. Deci ne pregătim de toamnă, lucru care pe mine mă bucură. Avem foarte multe accesorii. Și aici la fel. Și trecem la partea de parfumuri. De fiecare dată vă spun, cred că v-ați săturat și voi să aflați. Dacă vedeți un preț bun, calculați cât ar fi cu discountul din catalog, pentru că în această broșură nu aveți discount și desigur nici în My Avon Magazine. Avem aici oferte pentru mai multe produse pentru bărbați, acestea de sus, desigur avem și pentru femei, pentru că așa e frumos. Avem produse de machiaj, care sper să se vadă ok, sper să nu vă blițe, să nu vă omoare blițul la ochi. Oje multe, pe care dacă este să vă gândiți, le puteați găsi în catalog cu 9 lei și aici sunt 8 lei. Lucru de ținut minte. Mai avem aici partea de îngrijire a tenului și a corpului. Produse pentru păr. Și pe ultima pagină avem o ofertă cu apă micelară infuzată cu ulei la 200 de mililitri la 13 lei și o cremă hidratantă, cremă hrănitoare cu ceva, cred că este cea cu particule de ulei și este la 10 lei. Acesta nu este cel mai bun preț, 13 lei, cam așa îl găseați și în catalog, plus discount, faceți voi un calcul simplu. Bun, trecem la My Avon Magazine. Și spune aici că au reduceri hot. Haideți să vedem ce reduceri spune ei că au. În primul rând avem aici pașii prin care trebuie să treceți pentru a avea un machiaj special pentru vară. Dacă vă interesează din campania 11, puteți să achiziționați niște noi produse de la Liv și acum puteți să cumpărați 30 de comprimate cu 50 de lei. Sunt cele care se administrează cu 1-2 ore înainte de culcare, cele pentru odihnă și relaxare. Avon Cherry și Escape. Dacă comandați 4 arome sau seturi de la paginile de aici, primiți cadou un set din acesta de cercei, Hanner. Da, anul și atât. Și dacă aveți 10 arome, primiți 45% discount. Cred că este vorba și despre. Haideți să vedem, că nu scrie nimic. Da, în mod normal știu că era special trecut, că trebuie să ai dintre care o aromă din aceasta aici. Nu scrie. Am verificat de câteva ori și chiar nu scrie. Nu, în fine. Poate am făcut eu greșeală, nu știu sigur să vă zic. Haideți să vedem ce mai avem în continuare. Seturile de prospețime. Primești cadou în exclusivitate un set Encanto. Dacă o comanzi de aici, oricare 2 seturi. Setul de Encanto este format din. Ce ai tu? Cred că un spray pentru corp și o loțiune de corp, care se va lansa în campaniile 12 și 13. Și ca și seturi avem produse destul de bunișoare, zic eu, mai ales că le primiți pe acelea două cadou, care în mod normal costă vreo 20-20 ceva de lei per bucată. Cam acestea sunt seturile, deja mi-am făcut așa o idee cam ce aș putea să cumpăr. S-ar putea să beneficiez și eu de această ofertă, mă mai gândesc să fac așa un mic calcul să văd cum este convenabil. Dacă ar vrea așa să-și focalizeze, minunat ar fi. Bun, ce mai avem noi aici? Setul acesta pe care îl puteți achiziționa cu 83 de lei.
Un set care conține o apă de toaletă incandescens de 30 de mililitri, nu, apă de parfum, scuzați, o apă de parfum Aspire Man, variantă pentru bărbați, Rebel, varianta pentru femei, o singură variantă este, de 50 de mililitri, un rimel, un gel intim și un ser pentru păr. Și aici mai avem și varianta cu 49 de lei, un celebr varianta clasică, știți că acum s-a lansat varianta fresh, avem un antiperspirant din acesta On Duty Invisible, o cremă de zi de 100 de mililitri cu vitamina C și mai avem aici o cremă din aceasta multifuncțională cu lavandă. Deci doar 49 de lei. Toate, desigur, cum vă spun de fiecare dată, faceți un calcul să vedeți dacă ieșiți mai bine cu oferta din catalog. O super ofertă, seturi la 300 de lei cu 10 parfumuri. La fel aici produse care sunt trecute ca și super ofertă. Mie nu prea mi se par, dar na, dacă zic ei, poate îi credem. Produsele pentru reprezentanți. Avem mostre și putem să comandăm de aici mostre de parfumurile noi care se lansează. Vor fi din gama Today Tomorrow Lex, Elixir of Love. Și avem așa First Date, avem Falling in Love și Marriage. Sau Emerge, ceva de genul. Se lansează și un nou parfum, apa de parfum pentru bărbați Elite Gentleman, absolut. Și puteți să comandați aici, aveți codurile dacă vă interesează pentru ele. Desigur, prețurile rămân la fel, 5 mostre din același, din aceeași, mă scuzați, aromă, vreau să zic că din același fel, cu 2 lei. Aici avem partea de accesorii. După cum puteți vedea, așa din culori deja se pregătește oferta pentru toamnă. Aici avem produse pentru subțirea taliei. Trecem la produsele care o să se lanseze în C12. Avem setul acesta nou din gama Encanto. Haideți să vedem dacă scrie cu ce este. Nu. Encanto intens, dar mai departe, credeți-mă, chiar nu pot să-mi dau seama cu ce sunt. Și nici nu scrie, măcar dacă ar scrie pe undeva. Da, Encanto intens și atât. Se lansează un nou gel de duș, acesta Lazy Days. Acesta este cu ylang ylang și boabe de tonka. Presupun că are o aromă destul de interesantă. Avem variante de parfum pentru bărbați la 10 ml. Se lansează un gel din acesta dezinfectant sub formă de spray, un lucru foarte bun de avut în geantă și setul este 16 lei, varianta mică și varianta aceasta cu pulverizator. Ce este interesant aici și pe mine chiar mă tentează, cu toate că n-ar trebui să mai cumpăr, avem așa două baze de machiaj noi. Aceasta este pentru ten gras, pentru ten mic sau gras și este cu amestec de silice, adică cu silicon. Și mai este și acesta. Acesta m-ar tenta mai mult decât celălalt. Acest primer este cu, bine, primer, bază de machiaj, primer, tot aceeași treabă. Pentru piele uscată și deshidratată. Sunt foarte curios să văd cum ar fi textura sa. Presupun că este ceva mai lichid, dar oricum asta sigur este pe bază de silicon, asta este clar, dar celălalt este interesant de văzut. Și de la 12 lei cred că ar merita în condițiile în care cred că o să fie undeva la vreo 20 și poate chiar 25 de lei în următorul catalog, așa bănuiesc eu. Avem aici apa de toaletă absolut by Elite Gentleman, 30, nu, 50 de mililitri, 36 de lei. Apele acestea de parfum noi sunt niște ape de parfum noi din gama Elixir of Love, din Today Tomorrow Always, din acea gamă de parfumuri. Și toate sunt de câte 30 de mililitri, deci fiecare are 30 de mililitri. Avem varianta First Date și are note de trandafir turcesc. De altceva nu mai spune nimic. Aceasta este cu iris și neroli. Eu am făcut așa o mică frecarea paginii. Mie personal nu prea îmi place cum miroase neroli. Neroli, dacă nu mă înșel, este floarea de portocal. Oricum, dacă nu este ceva care duce cu... Da, vă filmam eu altele. Care duce spre floarea de portocal. Stați că nu mai știu cum să stau.
Și avem aici și varianta aceasta cu ia să-mi ieși tu pe roză, americi. Aceasta presupun că este demențială, oricum mie îmi place foarte mult iasomia și cred că tuberoza miroase extraordinar. Vă dau așa mai de aproape să vedeți și codurile dacă vă interesează pentru apele de parfum. Sunt cele de sus, din dreptul apelor de parfum și aici jos aveți codurile pentru mostre. Un set de 5 mostre cu 2 lei sau 6 seturi de către 5 mostre, cu 5 mostre la 9 lei. Avem aici și gama aceasta nouă lansată Adapt, pentru care eu mi-am dat comandă de niște mostre și nu au venit, asta este, nu am ce să fac. Se lansează un rimel nou, Avon Unlimited, și ce mi-a plăcut mie foarte mult, pe lângă reclamă pe care i-a făcut-o, că ridică, că face, că drege. Sunt aici niște trucuri pentru gene perfect curbate și pe lângă că sunt trucuri, că să trebuie aplicat rimelul în zigzag, că trebuie să începeți de la bază și trebuie să mișcați către vârf. Spune așa, să închideți foarte bine capacul, pentru ca produsul să nu se usuce, să nu introduceți peria în tub de mai multe ori, să faceți așa, care știu că nu este un gest plăcut de arătat, dar așa. Și de asemenea să respectați termenul de expirare și să nu folosiți aceleași mascara mai mult de 6 luni. Știți că fiecare produs are un termen de expirare pe ea, scrie acolo un număr, o cifră, într-o cutiuță. Asta înseamnă că de la deschidere se folosește acel produs în atâtea luni. Sau depinde, se poate trece și numărul de ani, dar nu, parcă este doar trecut numărul de luni. Și mai ales în ceea ce privește rimelul, ținând cont că îl aplicați atât de aproape de ochi, chiar nu v-aș recomanda să întreceți acea dată trecută acolo. Pe ultima pagină avem un set la preț special, format din apa de parfum Elixir of Love, Falling in Love, adică este cea cu neroli și iris, un rimel din acela la Unlimited se numește, pentru alungire și ridicare, un spuman de baie la 500 de mililitri și un spray de corp, varianta aceasta nouă, cu am încercat să văd ce scrie pe el, credeți-mă, nu pot să văd, este scris atât de mic, încât chiar nu pot să văd, îmi pare rău, chiar nu pot să vă zic cu ce este. Și nici aici în detalii nu scrie cu ce este, din păcate. Bun, și mai aveți așa, o mostră de un ruj, presupun că o să fie un ruj nou, haideți să vedem. Mostră ruj Matte Legend, nu, este varianta Matte Legend în nuanța Flawless. Și avem o mostră de ceva aici, o cremă de corp, presupun, și cele 5 broșuri din campania 12, 70 de lei costă, însă eu nu l-aș comanda doar din cauza că nu îmi place acest parfum cu miroase. Bun, cam acestea au fost ofertele, am vorbit foarte mult, v-am filmat pereții, în fine, haideți să trecem peste, să facem abstracție de acest lucru. Sper că v-a plăcut, că ați găsit util acest catalog, știu că este cumva cu o mică întârziere, dar asta este, acum îmi vin coletele și am zis totuși, poate vă tentează să vedeți și părerea mea despre produse. Vă mulțumesc mult pentru vizualizare, vă pup și vă doresc o zi bună, pa, pa!